În primul rând, nu am venit să dau cu hate generației trap. Vreau să vă prezint doar o întorsătură amuzantă pe care au luat-o lucrurile. Același gen de texte care astăzi fac milioane de vizualizări prin Lino Golden, Nane, Azteca, Bacovia și ce alți trapper mai sunt pe val, același gen de texte se poate auzi din 95-96. Faza amuzantă e că repărașii veniți după mine, după 98 când eu am plecat din țară, toată această nouă generație de repărași care a cunoscut succesul după anii 2000, mă blamau puternic pentru textele explicite erotice. După 25 de ani, același gen de subiecte, iată că a revenit la modă. Repărașii care atunci erau împotriva acelui gen de subiecte, astăzi sar să facă colaborări cu trapperii. Ce vrei să vezi? Vreau să văd pizda. Ce vrei să vezi? Ce vrei să vezi? Pe cât este de amuzant, pe atât este de adevărat. Observăm cum oamenii renunță la principii doar pentru a capta atenția generației actuale. Trex, Rex, Hip Hop Power. We'll be right back.